există o cale să ne... Întreabă ego-ul meu dacă există o cale să ne măsurăm ego-ul. Știi, în ideea da. Că hai să vedem pe unde suntem când și cum mai avem de lucru. Da. Dacă ajungi... Deci cât de repede ți se întâmplă miracolul. Da, să nu te mai deranjeze nimic, nu mai e ego. Dacă nu te mai supără nimic, permanent, nu? Două zile și după aia te-am deranjat ceva și iar ți-ai dat... Nu, dar zic pe principiu că când accepti și cedezi, dacă ai ego mic, una, două vine miracolul din față și dacă ai ego mare, durează mai mult să vină miracolul, atunci, în funcție de fereastra asta de timp, te prinzi, a, am ego mic, am ego mare. Nu că ar fi util cuiva să facă chestia asta, dar... Minții îi place. Minții mele îi plac detalii despre tot și îi plac maxim detalii de genul. Dar da, până la urmă, dacă te motivează... Nu te mai supără nimic. Pierzi ceva, pierzi bani și nu te mai supără. Atunci nu mai poți să mai pierzi bani. Și mai ales când și mai, nu mai poți pierde după. Da, atunci nu mai poți să pierzi. Și mai ales că te compari. Și... O, vai, pe dacă anul trecut mi se întâmplă asta... Legat de bani. Uite, eu nu mă mai supăr că pierd bani, dar pentru că eu nu lucrez și soțul meu e singurul aducător de venit în casă. El dacă pierde bani, se supără. Eu nu mă supăr că el a pierdut și nu mă duc. Vai, da... Ce alegere proastă ai făcut, că uite, săracul, îl văd deja că e necăjit și încerc să-l îmbunez cumva. De asta zic, când suntem un cuplu și nu contează că e un venit sau două, dacă până la urmă e al familiei, dacă pe mine nu mă deranjează că pierd bani, dar pe partenerul meu îl deranjează, per familie îți vine din față ceva sau... E suficient că eu accept. Dacă eu accept și nu mă deranjează, atunci... Intră miracolul în viața ta. Numai deci... în a mea sau a familiei? Că și, a familie, și a familiei. Deci, da. Da? Deci e suficient ca unul singur să accepte. Nu trebuie amândoi să accepte, nu? Asta zici. Vreau să spun că sunteți o ființă comună. Deci ceea ce realizezi tu... Și el beneficiază și el. Da. Are sens, perfect. Și copiii la fel. Și copiii la fel, mai ales. Deci dacă nu vrei pentru tine, măcar pentru ei. Da, măcar pentru ei, da. În momentul în care te oferi mereu și sari în ajutorul celorlalți și te lași pe tine, tu te încarci cu energie vitală. Dar nu numai tu. Trece prin tine această energie, se duce spre situațiile de viață și spre oamenii din jur, spre copiii, încarcă și pe ei și încep să reușească în viață. Soțul, da. Afacerea soțului devine de succes. El nu știe de unde a venit, dar pentru că tu te-ai dăruit și te-ai sacrificat. Am o poveste faină legat de chestia asta. Se pare, nu știu, cred că mi-a folosit foarte mult experiența aia în customer service, unde alergam să mulțumesc pe toată lumea, deși nu mi se cerea. Fiindcă lui i-a mers foarte, foarte bine. Deci foarte bine i-a mers. Bine, nu, că și el merită. E inteligent, duce capul, dar... Mă motivează să știu că am contribuit și eu ceva acolo. Și în plus, copiii depind ca energie energetică de mama, 80%. Da. Sau 90%. Mm-hmm. Deci, dacă ea se oferă, le dă energie, da. Încarcă și atunci reușesc la școală. Sunt copii bine pregătiți, iau examenele și ajung oameni de nădejde. Mm-hmm. Datorită sacrificiului mamei. Exact. Există în literatura de religioasă un exemplu cu mama lui Sfântului Augustin sau Prafericitului Augustin. Fericitul Augustin, care jumătate din viața lui a petrecut în cârcium, cu femei și cu băutură. Da? Și mama lui disperată s-a tot rugat în genunchi, nu știu câți ani, 17 ani, nu mai țin minte. Și deodată Sfântul Augustin a zis că am simțit...
scârbă față de viața pe care o duceam, am lăsat-o definitiv și de atunci el s-a întors la divin. Deci sacrificiul mamei a beneficiat, i-a trebuit un timp pentru faptul că nici ea n-avea, nu era zdrobită, adică n-avea, a trebuit să lupte și cu ea până când a intrat că pe... Dacă ar fi avut un ego mai mic, s-ar fi întâmplat mai repede încărca cu energie, sigur. Se și spune că rugăciunea mamei pentru copii e foarte... Depinde ce-ți dorești pentru ei, nu? Depinde ce-ți dorești pentru ei. Dacă îți dorești, nu știu, să facă voia lui Dumnezeu prin ei, așa și spun. Mă gândesc că exact, e de mine dacă exact. Îți mare greșeală este că mamele doresc pentru copiii lor să ajungă să aibă, deci, să câștige, nu știu ce, și atunci le face o viață nenorocită pentru că li se taie, ele taie legătura cu divinul, nu mai vine energie spre ei, atunci ei și-ar putea, străduindu-se, să obțină mașini, bani și mai departe, dar după care urmează nefericirea. Și pe suflet. Ruptă legătura cu suflet. Datorită faptul că nu se alimentează continuu, că energie... Deprimați. Da, da. Și mai bine este mama care se lasă pe sine tot timpul și atunci le dă o educație bună și trebuie să-i îndreptez pe meserii în care să nu... adică să întărească sufletul. Există și o meserie, trebuie să aibă, din asta lucrativă, care, de care are nevoie societatea, dar accentul trebuie să fie pus pe să știe să cânte la un instrument, să știe limbi străine, să știe să picteze. Adică, și noi facem invers copiii noștri, îi îndreptăm la facultățile care vor plăti foarte bine ca și serviciul după aia. Da. Și apoi le stricăm viața, că ea, copilul ajunge să nu reușească deloc în societate, da. Ba nu se căsătorește și are o viață nefericită, ba copiii nu ajung bine, adică îi stricăm totul. Deci ori vor avea carieră, dar nu vor avea pentru că familie, ori vor avea familie, dar servicii bine plătite. Și pentru că am pus pe primul plan materia, lumea, corpul și nu ai voie să faci asta. Pentru că atunci se închide poarta cel și nu-ți mai vine energie. Deci dacă e să ne rugăm pentru copiii noștri, să ne rugăm ca prin ei... să-și lasă voia Domnului să manifeste. Să manifeste că ei au oricum programe, dar voi ca părinți trebuie să investiți în ceea ce pare că nu este profitabil. Adică muzică, în partea aceasta a sufletului. Da. Și să ne axăm pe ce au ei mai bun și să nu întărim ceea ce ne mulțumește. Dacă au, nu știu, ceva ce nu ne convine, să nu întărim, să nu ne gândim. Da, să vedem pe ce spui atenția aia și să nu-i povestim ce iau de ce. Tot timpul să fim ziditori, să-i stimulăm și la ceea ce le place să vadă ei, să încerce mai multe. Da, să încerce mai multe. Și să le aibă în... Adică e când învață să învațe și ceea ce îi place cel mai mult, dar să mai aibă două, trei alternative bine pregătite în spate. Că dacă... un serviciu să nu fie dezamăgit când nu mai găsește loc de muncă. Da, da. Înțelegi? Dar în viața lui de zi cu zi să prețească cel mai mult, cum să zic eu, libertatea sufletului. Mm-hmm. Adică să-i placă foarte mult partea culturală a vieții. Da, uite, hai să s-o caute. O întrebare legat de, uite, artiștii ăștia care au sfârșit, nu știu, ori... O clipă că...